să taci. E o virtute înscrisă în rândul altor zeci. La fel de mari și cunoscute cu binecuvântări pe veci. Căci mai ușor ea deschide pereastra gurii să vorbești. Și mult mai greu s-o poți închide în fața tulcilor povești. A ști să taci în orice vreme, când vorba ta e de prisos, mai bine alții să-ți o cheme, e mult mai greu, dar e frumos. A ști să taci e o comoară în lumea noastră de dureri, îți face viața mai ușoară și astăzi mai frumos ca ieri. A ști să pui o strajă gurii când alții te batjocoresc, să nu răspunzi cu ură urii acelor care te lovesc. A ști să taci când încercarea apasă umărul tău slab, în loc să cauți alergarea la prietenii tăi mai degrab. A ști să taci oricând ia seama, e o înfrângere a vechii fir, când limba ta îți cere vama, oprește-i relele porniri. Și dacă vrei să înveți tăcerea, primește la divinul miel și cere-i. Cere-i Domnului puterea să poți să faci și tu ca el. Când îl loveau cu înverșunare, când chinul morții l-a cuprins, când suferința era mare, el nu a dat niciun răspuns. Și pentru ce ai vorbit într-una? Nu știi că vorbele se duc și nu mai poți opri niciuna s-o pui în lanțul sub papuc? Mai bine taci, e mai cu minte. Nu te lăsa de vorbe dus, decât 1000 de cuvinte, mai bine o tăcere în plus.